toamna la moldoveni se numără bobocii. Deci este un prilej foarte bun pentru a face niște totaluri în agricultură, în mod special în sectorul vegetal, în sectorul animalier, de a veni cu unele prognoze pentru anul viitor, pentru anul 2018. În anul curent, dacă să începem cu culturile agricole, culturile din sectorul vegetal, recoltele au fost unele medii, dar de fapt, luând în considerație factorii de risc care i-am avut parcursul anului, eu consider că totuși s-a ajuns la un rezultat care îi mulțumește pe agricultori. Cerealierile din prima grupă au atins un nivel mediu care a fost înregistrat chiar în, dacă luăm media ultimilor 5 ani, unul poate fi catalogat ca unul satisfăcător. Deci 1,1 milioane tone, din care eu cred că 350.000 de tone vor fi utilizate aici pe intern, în țară, pentru înființarea culturilor din culturilor pentru recolta anului 2018. Aceste loturi de semințe deja au fost utilizate, au fost la acest moment înființate circa 220.000 de hectare de grâu din cele 320.000 de hectare care au fost planificate pentru anul curent. În același timp, recolta de orz a fost de 167.000 de tone. Era planificată însămânțarea unei suprafețe de 55.000 de hectare, dar de fapt avem 40.000 de hectare de orz înființate. Recolta de mazăre a costuit 44.000 de tone, iar cea de rapiță 84.000 de tone. Și aici, dacă vorbim anume de înființarea acestei culturi pentru roada anului 2018, și deja sunt unele probleme. Erau planificate inițial circa 45.000 de hectare, au fost înființate 40.000 de hectare, dar din ele numai 32.000 de hectare sunt într-o stare mai bună. Alte culturi, cum este ovăsul, cum este secara, suprafața însămânțată este de 7.000 hectare din cele 11.000 de hectare înființate. În anul 2017 sunt unele rezultate destul de pozitive în ceea ce privește producțiile de fructe, pomușoare, de struguri și de unele legume. Dacă să facem o analiză a situației din sectorul pomicul, e observată o tendință prin care acest sector trece într-o fază mai calitativă. Sunt defrișate suprafețele de livezi, de plantații care au o uzură mare și morală și fizică, apar sau intră în rod unele suprafețe care sunt intensive, sunt de o calitate cu mult mai mare, una ireproșabilă din punct de vedere calitativ, și aici și randamentele sunt unele destul de pozitive. Încă un factor pe care îl consider destul de pozitiv este acela că culturile pomicule care intră în rod au șanse mai mari de a produce fructe, pomușoare care pot să intre pe diverse piese și nu vor fi direcționate numai piesele din iest. În același timp, un lucru tot pozitiv este acela că asortimentul de produse devine unul mai variat, luând în considerație extinderea soiurilor, creșterea numărului de soiuri care sunt cultivate și unele din ele sunt aduse din afara țării, sunt de calitate, sunt cu randamente destul de mari și probabil că viitorul sectorului horticol din Republica Moldova va depinde anume de aceste înființări. Același lucru se întâmplă și cu podgorile din Republica Moldova. Deci o bună parte din podgorile vechi, care de fapt aveau numai un singur drum, ori piața din iest și în unele cazuri piața internă, atunci când întreprinderile de procesare aveau nevoie de materie mai puțin calitativă pentru diverse scopuri. Aici are loc tot o extindere a suprafețelor,
Pe de altă parte, creșterea asortimentului anume de soiuri plantate, intrate în rod și, de fapt, eu cred că direcțiile geografice vor fi cu mult mai multe decât sunt cele care le avem în prezent, anume pentru exporturile moldovenești. În același timp, dacă trecem la legume, eu cred că avem o schimbare la față acestui sector din agricultură datorită faptului că creșterea numărului sau a suprafeței tunelurilor, solarilor, serelor a dat un impuls foarte puternic anume pentru acoperirea unor goluri în sectorul de producere și de fapt și de minimalizare a importurilor de legume în perioadele de trecere de la perioada rece la perioada caldă a anului. Pe de altă parte, aici sunt niște factori care într-o mare măsură stopează acest proces. Ei sunt vizibili și în sectorul culturilor multianuale, factorii de risc. Ei sunt cei care în mare măsură determină reducerea producțiilor, reducerea randamentelor și probabil că aici e nevoie de o atenție deosebită, anume pentru extinderea suprafețelor irigate, pe de altă parte pentru utilizarea unor metode prin care efectul devastator al factorilor de risc să fie mai mic. Și nu în ultimul rând, dar consider că în primul rând e nevoie de o atenție mai mare care trebuie să fie acordată asigurării culturilor agricole și animalelor, păsărilor din sectorul animalier. Pe de altă parte, în sectorul animalier are o contribuție destul de mare pentru, dacă vorbim anume de producție agricolă, dar în același timp e sectorul care se dezvoltă foarte anemic, care are o mulțime de probleme și asta datorită faptului că în acest sector reformele decurg destul de anevoios. În primul rând, o problemă mare este concentrarea mai multor unui număr impunător de animale în gospodăriile populației. Este și partea pozitivă, deoarece aceste produse merg pentru consum, într-o mare măsură stabilizează și veniturile gospodăriilor casnice, dar în același timp aici nu poate fi vorba de producere masive de bunuri de origine animalieră pentru producerea primară industrială. Și apar probleme legate de calitate, de stabilitate în producere, dar și probleme legate de livrarea stabilă pe piața internă, în primul rând, deoarece noi mai mult producem pentru piața internă, dar și pentru piețele externe, unde avem o pondere foarte mică la export. Poate că ar fi o soluție, anume și liberalizarea pieței pe partea aceasta, dar în același timp și unele măsuri de protecție a pieței interne, datorită faptului că piața internă este invadată de produse de origine animală, produse în țările din est, din vest, cum ar fi Ucraina, Belarus, Rusia și din vest, care sunt mult mai calitative decât cele din est, cum ar fi România și Polonia. Există o legătură temeinică între sectorul vegetal și sectorul animalier. Atât timp cât suprafețele ocupate de culturile furagere, culturile pentru nutreți, care sunt destul de mici acum, noi nu putem vorbi anume de stoparea unui fenomen care a devastat sectorul animalier, cum ar fi diminuarea efectivului de animale în acest sector. E o problemă care trebuie să fie soluționată, dar în același timp trebuie să înțelegem. Avem nevoie de material reproductiv calitativ, avem nevoie de suprafețe care să fie utilizate anume pentru aprovizionarea acestui sector, dar avem nevoie și de o dotare tehnică foarte calitativă, cu echipament modern, pentru micile sau fermele de talie medie care sunt în Republica Moldova sau care vor fi. În ultimul rând, pentru sectorul agricol este foarte importantă preluarea și practicilor, a tehnologiilor, a experienței, a expertizei
din statele care au un potențial care îl utilizează și care sunt lideri. Nu numai de talie regională, dar de talie internațională. Această experiență, eu cred că ea trebuie să fie pusă în capul mesei și trebuie să ajungă la fiecare agricultor care are o activitate economică în țară. Pe de altă parte, pentru anul 2018 prognozele ar putea să fie bune, dar trebuie să ținem cont că deja în lunile de toamnă avem probleme foarte mari legate anume de cei ce ne furnizează natura, condițiile climaterice care sunt nefaste. Din acest motiv, o bună parte din suprafețele care urmau să fie înființate, ele nu sunt însămânțate. Pe de altă parte, o bună parte din culturile agricole sunt într-o stare nu ideală, sau chiar departe de a fi ideală. Pe de altă parte, nu știm ce o să ne mai furnizeze natura în perioada de iarnă, perioada rece de iarnă, dar în lunile de primăvară ar fi foarte bine ca agricultorii să aibă acces la fertilizanți, la preparatele chimice calitative, cu costuri mici, și în același timp să aibă acces la serviciile mecanizate, care trebuie să aibă niște costuri mici. Moldovenii cred că au și o întrebare, dacă vorbim de anul 2017 și de prognozele pentru anul 2018. Vor fi prețurile la produsele finite din industria primară sau la cele din agricultură constante, stabile, sau vor urma unele variații care vor afecta coșurile de consum. Eu cred că dacă ne referim la principalul produs din produsele alimentare, cum ar fi pâinea, schimbări nu vor fi. Ele nu au fost nici până acum destul de mari, dar anul 2018 e un an electoral. Aici ar fi, în primul rând, ar apărea o tentație anume de a utiliza anumite schimbări în ceea ce privește prețul, dar asta este din domeniul imposibilului. Nu va permite nimeni ca într-un an electoral prețurile la pâine să crească. Pot să apară unei situații de ordin populist ca ele să scadă. În luna în considerație recolta care este mai mică decât în anul 2016, eu cred că e foarte posibil unele reduceri la sortimentul oferit de întreprinderile de panificație la unele produse, dar ele nu vor fi mari. La celelalte produse industriale, totul va depinde anume de prestația agricultorilor din sectorul primar, din sectorul vegetal și animalier. Dacă recoltele vor fi pe măsură, vor fi înalte, probabil că prețurile vor scădea, dar aici, cum spuneam, sunt deja unele semnale că în agricultură se pune accent pe calitate. Și eu cred că problemele legate anume de comerțul intern, problemele legate de exporturi, încetul vor fi soluționate. Vor avea loc schimbări pe partea direcțiilor geografice la export, în același timp unele produse din Republica Moldova, care sunt deja de calitate și aici atrag atenția la struguri de masă, la unele fructe, ele încep să ocupe nișele de pe piață pe care cândva moldovenii le-au pierdut. Eu cred că e o schimbare de paradigmă când trebuie să discutăm și despre exporturi, dar trebuie să discutăm și despre piața interă, unde trebuie să fim buni, la fel ca și la export. Și pentru noi nu ar trebui să conteze unde ajung aceste produse, dar ar trebui să conteze rezultatul final, care să fie unul satisfăcător pentru agricultori, dar în același timp pentru consumatori.